Au distribuit droguri pe teritoriul capitalei, iar acum riscă ani grei de închisoare. Vorbim despre un bărbat de 34 de ani și o femeie de 25 de ani care au ajuns pe mâna oamenilor legii, ei fiind suspectați pentru vinderea drogurilor prin intermediul aplicațiilor online. Conform informațiilor organelor de drept, activitatea infracțională a cuplului a fost documentată timp de o lună, vreme în care cei doi au realizat în acest fel mai multe pachetele cu substanțe interzise. Totodată, în cadrul unor percheziții, polițiștii au găsit în casa și mașina suspecților narcotice în valoare de 60.000 de lei. Pentru fapta lor, cei doi indivizi, ambii fiind anterior judecați pentru infracțiuni similare, riscă până la 15 ani de închisoare.